după părerea mea. Decizie surpriză astăzi la Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis a anunțat că acceptă doar 6 dintre cele 8 propuneri de miniștri făcute de PSD după decizia de remaniere a guvernului Dăncilă. Lia Olguța Vasilescu, propusă la transporturi, și Ilan Laufer, propus la Ministerul Dezvoltării, nu au fost acceptați de președinte. Iohannis a precizat că soluția corectă ar fi fost înlocuirea guvernului și nu remanierea, dar că acceptă modificarea componenței guvernului Dăncilă, deoarece România se află în fața provocării preluării președinției Consiliului Uniunii Europene. Am emis decretul de remaniere, ținând cont de propunerile formulate. Așadar, se revocă din funcția de membru al Guvernului miniștrii Vasilescu, Andrușcă, Ivașcu, Cojocaru și Bran. Se ia act de demisia ministrului Fifor și se numesc în funcția de membru al guvernului următorii: domnul Leș, ministru apărării, domnul Budăi, ministrul muncii și justiției sociale, domnul Bădălău, ministrul economiei, domnul Breaz, ministrul culturii și identității naționale, domnul Petrescu, ministrul comunicațiilor și societății informaționale, domnul Matei, ministrul tineretului și sportului. Celelalte două propuneri le consider nepotrivite și vor fi refuzate. Olguța Vasilescu rămâne astfel fără niciun portofoliu. La transporturi rămâne deocamdată Lucian Șova și pucistul Paul Stănescu rămâne ministru al dezvoltării, președintele Iohannis respingând propunerea de revocare a sa. Miniștrii acceptați de președintele Iohannis au depus jurământul la Cotroceni.